A ieșit de sub tipar volumul Familia Regală a României și Meleagurile Călărășene, semnat de profesorii Constantin Tudor și Nicolae Țiripan, lucrarea fiind publicată sub egida Universității Populare PV Haneș Călăraș. Lansarea a avut loc joi, 9 mai, în foaierul Consiliului Județean Călăraș. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu, cu sprijinul Consiliului Județean. Istoria are o importanță deosebită în dezvoltarea societății. Chiar dacă ea se schimbă în cursul timpului, există istoricii care consemnează ce a existat în realitate, care studiază problemele sau fenomenele în ordinea lor cronologică. Avem astăzi onoarea și bucuria de a avea în mijlocul nostru doi specialiști în domeniul istoriei și cea mai nouă realizare istoriografică a lor. Un produs cultural cu o valoare complexă, cartea Familia Regală a României și Meleagurile Călărășene. Opera a două personalități locale, aflate astăzi alături de noi, profesorul Constantin Tudor, istoric, doctor în istorie și rectorul Universității Populare Județe Haneș, din Călăraș, și domnul profesor Nicolae Țiripan, abordări de ordin politic, autorii prezintă cronologic și istoriografic personalitățile regale și influența benefică a acestora asupra dezvoltării societății și comunității din punct de vedere cultural, educativ, economic și social. Volumul reprezintă concretizarea și încununarea unei munci asidue, bazată pe studii și documentare, pe care numai niște adevărați istorici le pot valoriza, cât și pe o colaborare fructuoasă a celor doi autori, pusă poate până la prietenie. În urma acestei munci de cercetare au rezultat o serie de articole în presa scrisă, capitole în cărți publicate anterior, studii de specializate în spațiu virtual, dedicate acestui subiect, toate fiind ulterior adunate în această carte eveniment, cum am numit-o noi. Autorii reușesc cu măiestrie să surprindă în tarne parfumul vremurilor și al plaiurilor de altădată. Potențate și ilustrate de fotografii de epocă valoroase și emblematice, cu monarhii, și dinastia regală a României în diferite ipostaze. Ei consemnează povestea regală și atitudinea față de regalitate și reprezentanții ei, prezentând valorile perene ale acestora și impactul lor asupra oamenilor, dragostea de țară, spiritul de sacrificiu, devotamentul și eleganța. Cartea lansată astăzi devine astfel un spațiu în care locuiesc oameni reali care au existat și au creat istoria noastră, legătura lor cu țara rămânând mereu aceeași. Poveștile neînchipuite și reale, rememorate de autori, ne prezintă un loc binecuvântat pe care toți îl iubim, în care mulți dintre noi fie ne-am născut, fie am fost aduși de valurile Dunării, dar, mai mult decât atât, este un volum, nu despre oamenii obișnuiți ai acestor meleaguri, ci despre cârmuitorii și îngrijitorii de altădată ai neamului nostru, cei patru monarhi de tarie europeană ilustrați simbolic pe coperta volumului și legătura lor cu poporul. Cartea Familia Regală a României și Meleagurile Călărășene, expusă astăzi aici și lansată, constituie o valoare inestimabilă pentru patrimoniul local, ea asigurându-ne accesul liber la informații istorice de interes național ale comunității noastre și o valoare intrinsecă fără de care nicio bibliotecă personală și publică nu ar fi completă. Privindu-ne în această carte, ca într-o oglindă virtuală a devenirii neamului nostru, ne simțim mai români, dar și mai europeni, mai sensibili, dar și mai puternici, mai iubitori de neam, mai devotați, mai plini de credință și speranță. Am pregătit un moment special pentru dumneavoastră. Este vorba despre un recital al elevului Ștefan Oprea, un recital la vioară. El va interpreta baladă de Ciprian Corobescu. Apoi îl rog pe domnul Romanțu să ne prezinte ceea ce a prezintat.
la doctorul Samarian, care a realizat prima monografie în adevăratul sens al cuvântului a orașului Călăraș și până în zilele noastre, lucrările de istorie scrisă de distinșii noștri profesori sunt aproape singulare, spun aproape singulare, și peisajul cultural călărășan este mult mai bogat și mai cunoscut prin ceea ce au putut să lase ca și cuvânt scris. Este un mare merit să poți să lași un cuvânt scris în cultura unei comunități în care trăiești. Și deși au reușit să facă acest lucru cu prisosință. Lansarea de azi a unei cărți evenimente, așa cum am auzit că s-a numit aici, reprezintă un eveniment deosebit într-o zi specială care este, de fapt, Ziua Europei, 9 mai, dar și ocazie pentru a aduce un omagiu unuia dintre marii noștri monarhi care a creat cadrul istoric favorabil ca acum 124 de ani în urmă să se proclame independența de stat a țării, eveniment care a pregătit și a premers Marea Unire realizată în 1918, pe care românii au sărbătorit-o la 100 de ani de la înfăptuire. Este, deci, un eveniment cultural care mi se pare extraordinar ca, iată, într-o asemenea conjunctură, să spunem, sărbătorească, în care Europa își sărbează ziua, noi sărbăm Europa, sărbăm însă și o zi de importanță națională care se învecinează cu ziua de mâine, care este Ziua Egalității. Ce putea fi mai frumos decât atât? Intrând puțin în aspectele referitoare de carte, la carte, aș vrea să vă spun că familia regală a României și Meleagul de Călărășenie este o carte de mult așteptată de public. Pentru că era, se simțea nevoia să se acopere un gol legat de această temă. Urmele regilor și ai familiei regale la Călăraș sunt adânci. Memoria colectivă a păstrat imaginea și faptele lor și aceste aspecte au devenit istorie orală care cândva trebuia să ia forma istoriei scrise. Iată că astăzi se întâmplă acest lucru. Dacă veți călători la Oltenița și la Chirnoci și veți sta de vorbă cu oamenii despre urbea, localitatea, istoria și viața lor, aproape instant o să vă spună că acolo este fortificația făcută înaintea apei, digul prin care Carol al II-lea s-a implicat să oprească apele Argeșului ce inundau Oltenița și localitatea respectivă. La Curcani, oamenii de astăzi au mândria că sunt urmași
ai unor locuitori care au fost așezați și împroprietăriți chiar de Carol al II-lea pentru Carol I, scuzați-vă, pentru a crea modelul de așezare a sureteilor după câștigarea independenței de stat.